se aude bine? Nu aud, de sunt născut într-un sat uitat de lume, Mila 23, din mijlocul Deltei, unde singura pasiune era pescuitul pe vremea aceea. Ca un copil mic, după ce am terminat 8 clase, altă scăpare nu aveam decât să devin un pescar. Și ceea ce am și făcut, în minor, a fost ajutor de pescar la tata. Altă soluție la mea. Dar chestia asta m-a frământat încă, cred că din anii copilărie, pentru că nu eram convins că asta îmi doresc. Doream să fac și altceva, pentru că simțeam nevoia să nu devin numai pescar și altă soluție n-aveam. Și atunci vedeam așa zburând avioane deasupra deltei și lăsau dâra aceea de apuri și mă gândeam ce ar fi să ajung aviator. Era o tendință așa să ajung aviator. După aceea, în clasa a 5-a sau a 6-a, a venit un profesor undeva din Oltenia, în Vâlcea Dumitru. Nici acum nu știu pe unde se află, ce se întâmplă cu acest om, care, prin felul cum știa să se poarte cu noi, cum ne preda, mă făcea să cred că aș deveni profesor de fizică. Ceea ce era greu de realizat. Până la un moment dat, în 1966, am descoperit că 3 concentrii de-ai mei au ieșit campion mondial la Grunau, în Germania. Și mi-a trebuit o altă idee, că aș putea să devin și eu campion. Și chiar aveam toate aturile, pentru că știam să-mi not de vâslit în barcă, nu se punea problemă. Vâsleam în jos și chiar mă luam la întrecere cu tată de multe ori. Când mergeam la lemne și trebuia să fac că cam o noapte ne duceam după lemne, o zi tăiam și adunam și o noapte mă întorceam la primăra. Lucrul ăsta m-a făcut să cred că pot să fac și eu acest lucru. Când au venit băieți în toamna în concediu acasă, i-am rugat să mă scrie și pe mine la acest sport. Bineînțeles, erau toți, 3 erau la clubul Dinamo. E cineva stelist? Destui. Ok, dar n-are nicio legătură. N-am tras pentru România, n-am tras nici pentru Dinamo, nici. În contra, am cele mai frumoase rezultate, am avut cu un stelist, cu Tomas Minu. Și așa, în martie, când au venit cu o scoatere din producție pentru 30 de zile, ca să merg la București, să încerc această intenție a mea. Bineînțeles că contactul meu cu canoia n-a fost chiar așa fericit, pentru că canoia nu este o barcă, cum vâsleam eu, acea lotcă tradițională și trăgeam la rame și la vâsle în ea, ci era o coajă de nucă în care nu reușeai să stai nicio secundă dacă nu aveai câteva calități sau câteva tehnici învățate. Și acest lucru mi s-a întâmplat timp de 2 săptămâni, mă răsturnam de 7-8 ori pe zi în apa rece, în martie, vă dați seama, era martie, pe Snacu, era groaznic, dar încercam de 7-8 ori pe zi, făceam un duș, mă întorceam, la un moment dat nu mai aveam echipament să mai mă schimb. Și la un moment dat stăteam pe ponton și țineam doar picioarele în barca aceea și nu-mi venea să cred că nu mă accept, nu reușesc. La un moment dat, antrenorul principal i-a zis lui Simeon Ismaciu, pe vremea aceea era antrenor secund, campion olimpic la Melbourne. Zice, Senea, ia vezi ce cu băiatul ăla, zice, ce mai facem, că mai are 2 săptămâni și eventual adu-i un radiocasetofon ca să mai asculte și muzica acolo pe mare. Dar Senea n-a fost chiar așa, așa îi spuneam eu, chiar așa, a încercat să mă învețe, s-a urcat cu mine în parcă, m-a învățat să țin echilibru, m-a învățat cum se trage ca să mergi drept, pentru că în canoia stăteai într-un genunchi și trăgeai numai pe o parte și tendința era să te învăț în cer, așa copii.
Lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult, pentru că în următoarele două săptămâni am progresat foarte mult, iar cei de acolo au hotărât să mai mă țină o lună de zile. Acest lucru m-a făcut ca să particip la primul campionat național de juniori și, deși la antrenament am demonstrat că eram cel mai bun și nu stătea nimeni în cale pe probă de 5.000 de metri, la campionat, chiar cu colegul meu de club, Crăciun îl chema, în cursă, necunoscând regulamentul, când am ajuns la turnantă, acest Crăciun a pus pagaia și m-a tras puțin înapoi ca să treacă el în față. Eu n-am ezitat și am pus mâna pe el și l-am tras mai în jos înapoi. La care arbitru a strigat că am să te descalific. Eu am cedat cursa, da. Am cedat cursa și am zis că pe locul 2 nu mă descalifică, dar a fost tamam așa cum ne-a promis arbitru, am fost descalificat. Deci primul concurs al meu am fost descalificat. Asta vreau să vă spun că nu întotdeauna am început cu dreptul, ba chiar mai mult, chiar și la prima participare la o competiție internațională importantă a fost Jocurile Olimpice din Mexic, unde trebuia să concurez pe ambele probe, am câștigat selecția și la simplu și la dublu, iar după ce am condus 900 de metri, m-am uitat unde sunt adversarii și în momentul acela m-am dezechilibrat și am înțepenit și doar din alunecare am sosit pe locul 7. Deci nici acolo n-a fost o reușită, dar în schimb peste o oră... Asta era prima lui participare la o olimpiadă, da, deci la 18 ani. Am început cu olimpiada, da. A fost mai bine. Iar la o oră am reușit să câștig probă de dublu, fără probleme, cu un avans de aproape o barcă. Acest lucru m-a făcut să mă ambiționez pentru München, pentru că, așa cum știți, dumneavoastră, mulți prieteni au zis că e puște, de fapt, colegul lui de barcă, care era mai mare decât mine, cu 6 ani și ce experiență lui Serghei Covaleo l-a scos campion olimpic. Și atunci mi-a pus o altă ambiție. Am zis că următoarele Jocuri Olimpice voi concura prima dată pentru simplu și după aia dublu. Ceea ce am și făcut. Ceea ce am și făcut la München, când i s-a rupt bagaia. Da, și acolo... Deci s-a pregătit 4 ani pentru acea cursă de simplu în care el vroia să demonstreze că este cel mai bun la simplu și povestește tu, Ivan. Din nou n-a fost cu dreptul, pentru că din serie s-a rupt pagaia și atunci am văzut că mi-a căzut tot visul meu de 4 ani să devin și să demonstrez celor care încă nu aveau încredere în forțele mele că pot câștiga și în simplu. În momentul acela trebuia să ridic pagaia, pentru că arbitrii erau obligați să oprească cursă dacă ți se întâmpla în primii 25 de metri și aveam rezervă, de fapt toată lumea avea rezervă și puteai să schimbi pagaia, pâzi la aceea și să se repete cursa. Lucrul acesta nu s-a întâmplat și în momentul acela, practic, era ratată situația mea, de visul meu care vreau să-l realizez. Nu știu prin ce minune mi-a venit ideea să continui așa cursa cu un cioc de vâslă. Am încercat și am reușit, deși am sosit după aproape 3 minute față de ultimul concurent. Tribunele mă aplaudau, ei la fel nu vedeau ce se întâmplă, au zis că asta este valoarea și știți cum se aplaudă ironic așa pe cei care vin în coadă așa rău de tot. Acest lucru mi s-a întâmplat și mie. Am reușit să trec prin punctul de control. Totul a fost în regulă, dar în buletinul oficial a apărut abandon. Ceea ce nu era normal, pentru că regulamentul nu prevedea un timp, nu
exista un barem de timp. Se calificau primii trei în semifinală, iar restul trebuia să intre în recalificări. Ceea ce aveam și eu drept. Am făcut contestație și după o zi și o noapte au hotărât să mă băgească în recalificare. În momentul acela am câștigat recalificări, am câștigat semifinală, iar finala am câștigat într-o manieră clară. Am mers, de exemplu, asta povestesc, asta puteți găsi și pe site, oriunde timp de la München. Am mers un minut și o secundă, primii 250 de metri și eram pe locul 5. La 500 de metri aveam 2 minute, 2 secunde și eram pe locul 3. La 750 de metri aveam 3 minute, 3 secunde și eram deja pe locul 3. Iar în final am câștigat cu 4.08, dar fără să mai trag ultimele 50 de metri, am îngăsat ironia de la Denzelie și salutam public, am ridicat pagaia. Deci, dacă probabil că eram presat, probabil că mergeam 4.04. Ai uitat să spui ceva. La München, cel care purta drapelul echipei olimpice germane era un canotor german care toată lumea se aștepta să fie marele campion. Dar el a fost un an înainte la Belgrad, dublu campion mondial și la 500 și la 1000 de metri. Era por drapelul Germaniei la deschiderea Jocurilor Olimpice, deci era aproape cel mai sigur campion olimpic al Germaniei. Ce nu s-a și Ivan, te rog, o poveste pe care mi-ai spus-o mie. Deci după ce l-a bătut pe portrapelul echipei Germaniei, așa cum l-a bătut, povestește în ce s-a întâmplat cu relația ta cu el. Am rămas prieteni și până în zilele de azi, deși n-a ieșit niciodată campion olimpic, și Tamás Lichmann, ungurul, care este de 9 ori campion mondial, dar niciodată n-a reușit să iasă campion olimpic, de fiecare dată a dat de mine. Și Lebe, după ce l-am bătut la München, a zis, recunosc că din momentul ăsta mă retrag din activitatea sportivă, dar rămân să te urmăresc și la anul urma campionatul mondial de la Tampere. Vin la anul special la campionatul mondial de la Tampere să văd dacă am luat o hotărâre dreaptă sau m-am păcălit. Eu i-am demonstrat-o și anul următor la Tampere, am câștigat și acolo clar, a fost fericit. Dar, la ce mai rugat să spun, după olimpiadă am adunat și eu câteva mărcuțe acolo, era vorba de 2000 de mărci. Din toate deplasările, fiind anul olimpic, s-a plătit și olimpiada acolo, spre deosebire, nu știu, 750 de mărci, dar am adunat și eu acolo. Dacă nu erai fotbalist, vezi? Da. Și visul meu, ca oricărui tânăr, era să iau o mașină, dar banii care aveam eu, am umblat în toate târgurile alea și piețele din Germania, așa cum vroiam eu și cum îmi permitea buzunarul, n-am avut nicio șansă. Și atunci Lede a venit la mine și m-a întrebat, zicea, ai curaj să lași bani la mine, să-ți caute o mașină și când o găsesc, am să te anunț? Da, nicio problemă, i-am dat bani. Că după aia toată lumea a zis, dar ai luat o chitanță, ce faci? Eu nu fac treaba asta. Deci era omul pe care tocmai îl înviseze și da. Germania aștepta să purta la fel de noi. Și n-au trecut două luni și mă sună, zice, vin o să-ți iei o mașină. Bineînțeles, când am văzut mașina, arăta super, era un Ford Taunus, dar nu din ăla cu botul rotund, din ăla cu pera așa, argintiu, superbă, prin anii 72. Vă dați seama că era o mașină superbă pentru București. Și i-am zis, da, cât a costat, cum mai? Atât cât mi-ai dat. Deci niciodată n-a vrut să recunoască cât a dat. Păi a
sunt convins că a dat pe 7-8.000 de mărci pe ea, dar asta a făcut-o din prietenie și ca toată că am rămas în continuare. Și ca să trecem la, de fapt, la povestea actuală, echipa din Germania care filma cu festivalul bărcilor acum la Turcia, nu de el povestea, operatorul, șeful de la echipa de filmare a venit la Ivan și a spus, zice, mi-a vorbit despre tine, zice, de indianul, de speed indian. Așa-i spune. Da, majoritatea îmi spuneau indianul, pentru că toată cariera mea, aproape toată cariera mea, fost am venit și aveam o venită preferată, care credeam eu că mi-a dus noroc. Singurul lucru s-a întâmplat la Moscova, când regulamentul au jură, au hotărât ca cei care fac echipă să aibă același echipament. Până și la vendită, ochelari, dacă aveai, trebuia să ai în suport și dacă unul purta ochelari de vedere, trebuia să ai deși ceva. Eu purtam vendită, tocmai când eu nu purtam, să avea și părul scurt. Dar trebuia să avem vendite la fel. De unde se luăm noi vendite înainte de finală? Și atunci am tăiat laticile de la Ceamantane, pentru că există elate pe acelor și ne-am legat amândoi și așa am concurat. Și să vă mai spun o poveste frumoasă de la Moscova. Deci după ce am concurat prima zi, am concurat cu Petre Capusta și am venit pe locul 2. Și am mai luat un bronz și nu era un rezultat chiar așa de bun. Și pe vremea aceea era șeful Pneptului, era domnul Vlad Petreanu, cred că știe, generalul, care e președintele veteranilor. Cum ați avut aici? Hai mă, tot mă recunosc cu strângerea. Nu mai spune. Dragnea, pardon. Deci, era generalul Dragnea, șeful sportului românesc pe vremea aceea. Și forma a doua zi, finalul de la mie, și a venit, a luat programul de a doua zi și a început. Caia de unul, în momentul acela, trebuia sportivul să se verifice. Ce ai de gând? Păi, știi, doar general, cer să iau și eu o medală. Foarte bine, stai jos, avem o medală. Care de doi. La fel. Două medale. Bine că noi de doi. Ivan Patelke, Toma Seminov, noi ne-am ridicat, a avut așa o ieșitare, s-a uitat la noi. Bă, vă ordun să luați medalea de aur. Mă rog, a doua zi, o ploaie torențială, s-a mânat și cursă vreo 10 minute, cine mai vrut să poate a urmărit. Și în final câștigăm noi cursă, a venit generalul, a alergat pe acolo, era să se vedeți pe problemele aceia, camere de luat vedere erau imense, de nalea rusești, cu cabluri, multe trase, s-au împiedicat acolo, l-au prins aia să nu cadă, s-a dus la Toma, la pupat, la felicitat și cum s-a întors spre mine și să vină să mă ocupe, am luat poziția de drept, doar și general, o, ce nu sunt așa, o tehnică, am nebunit. Ne-a luat, era invitat la Kremlin, m-a luat cu el la Kremlin, m-a plimbat peste tot și după aia și în țară, la multe întâlniri care au avut și îmi pare rău că n-am dat ordin la mai mult. Da. Acesta este Ivan, de care eu m-am drăgostit sincer acum un an de zile. Și de atunci am zis, haideți să facem ceva, pentru că Ivan are o energie și are niște idei, încât ceea ce v-a povestit este Ivan de acum 30 de ani. Dar ce face Ivan 40 de ani? Dar ce face Ivan acum? Sau ce facem noi împreună? Și din povești, stând împreună și gândindu-ne împreună, Ivan și-a propus foarte tare să facă ceva pentru Delta. Da. Întâlnirea noastră de la Uzlina m-a ajutat foarte mult, pentru că eu, în capul meu, aveam așa
mai multe idei de a veni cumva să, să mă achit față de oamenii de acolo de unde am plecat, pentru că lor le datorez cel mai mult. De acolo am învățat cum să mă comport, ce să fac, vorba de cei din Delta. Și de ani de zile aveam în cap așa să creez o asociație, ceva să fac, tocmai ca să vin în ajutorul lor. Iar timpul meu de sportiv și antrenor nu prea mi-a permis acest lucru. Iar momentul cel mai important a fost Uzlina, întâlnirea noastră cu Doru, când eu i-am povestit cam ce am povestit și vouă acum, iar el mi-a povestit pasiunile lui, printre care era și această turism cu canoe, care el practică deja de 4, 5 sau 6 ani prin Delta. Și mi-a zis că e pasionat de treaba asta, că a avut o întâlnire cu un prieten din Germania, cu una. Cei din Germania veneau și ne învățau sau ne arătau trasee și, eu știu, plimbările cu canoa. Și atunci, din discuțiile acestea, ne-am gândit, hai să creăm ceva pentru Delta, hai să creăm o bicicletă a apelor. Și de aici a plecat proiectul nostru, cumva s-a născut ideea acestui proiect. Se cheamă Romania, de la Rowing Mania. Am înființat prima dată asociația, împreună cu oameni chiar din Delta, chiar din Mila 23, iar asociația s-a gândit la acest brand, la acest român. Și, de fapt, ce înseamnă acest brand? Înseamnă, am creat o barcă cu unul dintre ultimii meșteri care i-am mai găsit la Tulcea. Avea un muncitor, acum are o echipă de 7 oameni și încercăm să construim un atelier școală împreună cu el ca să reinventăm meseria asta de marangos, care aproape că se pierde. Lucrăm la crearea unei rețele de centre de închiriat astfel de canoci în Delta, pentru că eu nu se poate povesti. Trebuie să te urci într-o bărcuță de asta și să mergi 3 ore la pas prin Delta și după aia înțelegi despre ce vorbim. Că altfel povestim degeaba. Adică trebuie să te urci pe bicicletă și să te bucuri de ea și după aia să prin povești nu poți să afli. Și creăm această rețea, dar această rețea trebuie să înțelegeți că, de fapt, ce este? Este o infrastructură de turism pentru zone protejate. Adică, în loc să faci drumuri și șosele în Delta, folosești ceea ce are Delta, adică canalele și o mobilitate a turiștilor în mod ecologic. Fiecare dintre aceste centre vor fi administrate de oameni ai locului și facem parteneriate cu diferite ONG-uri care au proiecte deja în zonă. Iar în jurul acestor centre, care sunt, vă imaginați, sunt ca niște mici gări sau stații de autobuz, dacă vreți, în care coboară turiștii, încercăm să dezvoltăm o infrastructură de servicii, la fel, ecologice, deci pentru oamenii locului, pe care îi ajutăm tot prin programe, prin proiecte, să își customizeze serviciile pe ceea ce au ei, adică pe casa lor tradițională, dar îi învățăm cum să facă bani din asta într-un mod corect și banii să rămână la ei. Și să înțeleagă că valoarea cea mai mare a lor acolo este ceea ce le-a dat Dumnezeu și natura. Că ăsta e un lucru pe care l-au uitat. Și tot acest proiect, care este gândit ca un proiect deschis în care se pot alia foarte mulți parteneri pe diverse zone de marketing, de comunicare, de touring, de operatori locali. El a fost gândit ca un proiect deschis. Totul trebuia să aibă să fie un brand puternic și un brand care să fie mai mult decât la nivel național, să fie la nivel internațional. Și așa am creat festivalul Romania și am să rog să dați drumul la film și cu asta ne încheiați.